Donnul Gheorghe Tătărescu, vicepreședintele Consiliului de Ministri și ministru al afacerilor străine. Cetățene, destinul a voit ca ziua de 10 mai, ziua aniversării tuturor actelor istorice care stau la temelia României moderne, să fie în anul acesta relungirea zilei anunțătoare a celei mai mari victorii din istoria universală. În conștiința lumii să lumineze adevărul că fără de victoria Armatei Roșii nu s-ar fi putut dobândi marea victorie de azi. Deopotrivă să rămânem recunoscători Statelor Unite ale Americii. Statelor Unite ale Americii, care după ce și-au deschis arsenalele armatelor dezrobitoare, au alergat la chemarea lui Franklin Delano Roosevelt să-și ocupe locul de luptă, cheltuindu-și cu generozitate sângele pentru cauza tuturor popoarelor libere și a întregii democrații universale. Slavă tuturor acestor popoare și recunoștință lor!